Grupul ISS ALIS face parte din colaborarea ALIS de la acceleratorul Large Hadron Collider de la CERN, Geneva, Elveția. Colaborarea ALIS are peste 1900 de cercetători din 39 de țări și operează detectorul ALIS dedicat ciocnirilor de ion gri. ALIS este conceput pentru a studia interacția tare din modelul standard și teoria asociată, cromodinamica cuantică, care descrie interacția dintre particule elementare, quarci și gluoni, și cum acestea se leagă împreună pentru a forma hadron. Scopul principal al ciocnirilor de ion gri este de a studia o nouă fază a materiei, plasma de quarci și gluoni, un sistem în care particulele elementare sunt libere. Studiul plasmei de quarci și gluoni are un impact mare în fizica particulelor și astrofizică, deoarece se crede că această stare ar fi existat la câteva microsecunde după Big Bang. Detectorul ALIS are 26 de metri lungime, 16 metri înălțime, cu o greutate totală de aproximativ 10.000 de tone. Detectorul constă dintr-o parte centrală care măsoară hadron, electron și foton și un spectrometru în partea din față pentru identificarea muonilor. Expertiza grupului acoperă teme de cercetare, pornind de la dezvoltarea de detector până la analiza ciocnirilor de ion gri și proton-proton înregistrate de detectorul ALIS și simulări Monte Carlo. Scopul cercetării este de a caracteriza proprietățile sistemului creat în aceste ciocniri și se concentrează pe următoarele aspecte. Înțelegerea comportamentului colectiv al particulelor din starea finală prezentă în astfel de sisteme prin măsurători de curgere anizotropă, adică corelația azimutală a particulelor detectate. Încălcarea locală a parității în cromodinamica cuantică, care s-ar manifesta în ciocniri de ion gri sub forma separării sarcinilor de-a lungul direcției câmpului magnetic, un fenomen cunoscut ca și efectul câmpului magnetic, efectul magnetic chiral, măsurător ale structurii jetului, spray-ul de hadron rezultat din fragmentarea unui quark sau gluon, care au o sensibilitate ridicată la proprietățile mediului. Căutări de particule încărcate, cu durată lungă de viață preziste de mai multe modele care încorporează fizică nouă. Managementul și procesarea producțiilor centrale, reconstrucția datelor experimentale și a tuturor simulărilor Monte Carlo ALIS, celulara de joburi ALIS folosind site-ul de grid Tier 2. Grupul se compune din 5 cercetători științifici, un student doctorand și un student la licență. Activitatea de cercetare al fiecărui membru poate fi rezumată după cum urmează. Mă numesc Alexandru Dobrin, în prezent sunt cercetător științific grad 1 în cadrul Institutului de Științe Spațiale, filiala INFLPR. Mi-am început activitatea de cercetare în anul 2005, când am contribuit la construirea și testarea detectorului TRD de la Experimentul ALIS. După absolvirea Facultății de Fizică din cadrul Universității din București în anul 2006, am obținut o bursă de doctorat la Universitatea Lund din Suedia, în cadrul programului Marie Curie privind mobilitatea ediția 6, finanțat de către Comisia Europeană. În anul 2007, am devenit membru al colaborării ALIS. După terminarea doctoratului în 2010, am fost cercetător postdoctoral la Universitatea Wayne State din Statele Unite, în grupul de cercetare coordonat de către profesor dr. Sergei Voloșin, unul dintre experții mondiali din domeniu. În această perioadă m-am orientat spre fizica ionilor gri, specializându-mă în curgerea anizotropă. Am prezentat rezultatele cercetării în cadrul mai multor conferințe internaționale și am fost invitat de colaborare ALIS USA, un consorțiu format din mai multe universități și institute de cercetare din Statele Unite. Se expun rezultatele ALIS în cadrul întâlnirii anuale a membrilor organizației USLSI. Din 2013 am continuat activitatea de cercetare la Universitatea Utrecht, Holanda, unde am aprofundat cunoștințele în analiza curgerii anizotrope, devenind coordonatorul grupului de analiză de curgere anizotropă din ALIS. Am fost invitat să prezint rezultatele cercetării la diferite conferințe și seminarii internaționale. Venirea mea la ISS în anul 2016 a coincis cu câștigarea unui stagiu de perfecționare la CERN, ca fellow științific pentru 2 ani, la care s-a adăugat o cursă co-fundă la Uniunea Europeană pentru încă un an. În această perioadă am fost persoana de contact între grupul de computing și grupul de analiză de curgere și corelații din ALIS, persoana de contact din ALIS pe subiectul colectivității și coeficienților de transport din cartea CERN Yellow Report. Am fost invitat să prezint rezultatele ALIS la diferite conferințe internaționale, printre care un seminar CERN. La reîntoarcerea din acest stagiu, în februarie 2019, am fost numit conducător al grupului ALIS din cadrul ISS, câștigând finanțarea proiectului de cercetare, studierea plasmei de quark și gluon folosind măsurători de curgere și jeturi în cadrul competiției ROSS. Din 2016 am contribuit și coordonat mai multe analize ALIS în cadrul grupului, multe dintre ele concretizându-se în articole publicate în reviste de prestigiu, între care Nature și Physical Review Letters. Este important să precizez că pe parcursul acestor ani am supervizat numeroși studenți la licență, masterat, doctorat și studenți de vară sau în stagii la SEM. În plus, am fost invitat să fiu referent la 3 reviste internaționale, Physical Review Letters, Nuclear Physics A, European Physical Journal C. Mă numesc Cătălin Ristea și sunt cercetător științific de gradul 3 la Institutul de Științe Spațiale.
Am absolvit facultatea de fizică a Universității din București, iar doctoratul l-am obținut la Institutul Niels Bohr din Copenhaga. În cadrul experimentului ALICE, de 7 ani, mă ocup cu procesarea și monitorizarea centralizată ale reconstrucției datelor experimentale și producerea de simulări Monte Carlo. Pentru această activitate, ISS și-a asumat responsabilitatea instituțională prin anexa la ALICE MOU, începând cu decembrie 2015. Prin corelarea activității mele cu a celorlalți colegi din departamentul Data Preparation Group de la ALICE, utilizăm permanent și la maximum puterea de calcul de la ALICE, care constă acum din circa 135.000 de procesoare răspândite în întreaga lume, 24 de ore din 24 și 365 de zile pe an. Din acest punct de vedere, putem afirma că, de ani de zile, toate datele produse la ALICE trec prin București. În ultimii 2 ani m-am ocupat și cu analiza curgerii anizotrope, încioptiri xenon-xenon și plum-plum de la ALICE, folosind metoda Event Shape Engineering. Bună ziua, mă numesc Adrian Sevcenco și sunt cercetător științific 3 în cadrul Institutului de Științe Spațiale. Am absolvit Facultatea de Fizică în 2000 cu specializarea interacții nucleare și particule elementare și în același an am început cursurile de master cu aceeași specializare. În urma angajării în 2002 în cadrul Institutului de Științe Spațiale, în 2003 am fost detașat cu contract de muncă în cadrul Laboratorului de Energie Înaltă al UCN Dubna, unde am început studiul detecției particulelor Upsilon în cadrul detectorului ALICE, temă cu care am și finalizat dizertația. Ulterior, întors în țară și odată cu începerea colaborării directe între ISS și ALICE în 2006, am început studiul producerii de jeturi și a proprietăților lor în cadrul ciocnirilor proton-proton, temă cu care am și finalizat studiile de doctorat. Activitatea de cercetare a continuat în domeniul studiului jeturilor, în paralel cu activitățile orientate către domeniul de tehnologie informației, pe partea de administrare a sistemelor de calcul de înaltă performanță și a activității offline asociate. Bună ziua, mă numesc Ionel Stan, în prezent sunt cercetător științific, gradul 3 în cadrul Institutului de Științe Spațiale. Am absolvit Facultatea de Fizică din cadrul Universității din București în anul 2002. În anul 2013 mi-am susținut teza de doctorat în cadrul aceleași facultăți. Din anul 2006 fac parte din grupul ALICE, ocupându-mă cu administrarea centrului de date din cadrul Institutului. În anul 2007 am obținut certificarea internațională Cisco CCNA, Cisco Certified Network Associate Routing and Switching. Principalul meu task este de a administra site-ul Grid Tier 2, ISS ALICE, prin intermediul căruia Institutul de Științe Spațiale contribuie în cadrul colaborării cu resurse de procesare și de stocare. În prezent, acest site grid are o putere de aproximativ 1000 de nuclee și o capacitate de stocare de 1,8 petabytes. În ultimul an, acest site a procesat peste 1,44 milioane de joburi lansate de către cercetătorii din cadrul colaborării și s-a realizat un transfer de date în mediul grid de peste 33 de petabytes. Mă numesc Danu Andreea, am absolvit Facultatea de Fizică în anul 2005. În anul 2013 mi-am susținut teza de doctorat în cadrul aceleași facultăți. În prezent sunt cercetător științific 3 în cadrul ISS, fiind angajată în cadrul Laboratorului de Astrofizică, Fizica Energiilor Înalte și Tehnologii Avansate din anul 2004 și fac parte din grupul ALICE din 2008. Mă ocup de analiza și prelucrarea datelor experimentale ALICE în vederea obținerii informațiilor despre parametrii specifici efectului magnetic chiral. Numele meu este Mihaela Gabriela Besoiu și sunt student în anul 3 la doctorat la fizică, la Facultatea de Fizică. Din anul 2018 fac parte din grupul ISS ALICE, iar în prezent sunt asistent cercetător științific și mă ocup de analiza de curgere anizotropă a particulelor produse în ciocniri xenon-xenon și plum-plum. Antonio Petre și sunt absolvent al Facultății de Fizică al Universității București. În momentul actual sunt student la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnice din București. Am lucrat în grupul ALICE în anul 2019, unde mi-am realizat lucrarea de licență pentru Facultatea de Fizică. Din septembrie 2020 sunt asistent de cercetare științific stagiar în cadrul Institutului de Științe Spațiale. Domeniul meu de lucru este căutarea de particule încărcate
cu durată lungă de viață pe lista de diferite modele care incorporează fizica nouă.